Bună seara, bună seara, bine v-am găsit aici, la această minunată sărbătoare. Sunt bucuroasă și încântată să văd pe micuța Sofie, care ne-a adunat pe toți aici și vreau să aplaudați tare, 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 să vă bucurați pentru această seară minunată, pentru această minune de fetiță, de fată. Victor, unde este tăticul? Mămica deja o văd frumoasă, înrochiță, așa. Sofia și Tatiana. Eu am venit cu o surpriză pentru voi, mă numesc Maria Ciorici și vreau să vă spun că am fost chemată de cineva drag și scump vouă, dar vreau să vă întreb dacă vă dați seama de la cine este surpriza. Cum credeți așa, cine mei? Victor, cum crezi tu? Nu spate spun, pentru că dacă azi greșesc, azi o ofensez pe cealaltă, dacă n-am greșit, azi o ofensez. Nu crezi super, așa? Așa, ce spunem? Întrebăm până aflăm cine sau nu? Întrebăm? Dar nu știu. Spune un nume, nu mă interesează, așa? Spune un nume? Mișa! Sofica, Sofica! Nu știu. Sofia, tu ai comandat! Sofia, tu ai comandat! Sofica! Sofia! Așa, se acceptă? Da, da, da! Se acceptă. Așa, am venit cu un buchețel frumos de flori pe care îl ofer mamei, care s-a trudit mult la naștere și cu aplauzele voastre, haideți să-i oferim floricel. Nu, lăsați așa, lăsați, tăticu ține floricel, le poftim așa, dar sunt pentru mama, așa. Și un mic prezent aici, nu știu, e mic, mare, eu nu am văzut ce e acolo, dar este ceva frumos, cu siguranță. Este pentru Sofia. Așa, poftim un cadou. Draga mea scumpă, tu te uiți la mine și mă mănânci din privire. Tare dulce și frumoasă ești, Dumnezeu să te binecuvinteze. Am scris și o poezie frumoasă pentru voi și o dau citire acum, în această seară. Țineți tot dumneavoastră, așa? Fata are emoții, s-o văstișit, am înțeles eu, dar așa e. Dragii noștri, vă felicităm cu ocazia acestei zile fericite. Atât de mult ne bucurăm pentru scumpa nepoțică. Îi dorim odorașului vostru multă putere, agerime în călătoria ei prin viață, iar voi să aveți multă iubire. Mult noroc și sănătate, voie bună și puține griji. Domnul să vă dea de toate, cu toții fericiți să fiți. Fie ca acest botez să vă aducă protejarea forțelor divine, ajutorul de care veți avea nevoie tot timpul, prosperitate și zile senine. Am depus mult efort să mă bucur, Victor, azi de fericirea ta. Am ajuns să-mi văd și nepoțica pe care o iubesc de nu mai pot. Pentru ea totul voi da. Mămica, veniți aici mai aproape, ați înțeles așa? Vă doresc din inimă ca Sofia să vă asculte, să prețuiască părinții și să vă aducă bucurii multe. Și restul, tot ce vă dori în viață, cu siguranță va obține, fiindcă are niște părinți minunați, a moștenit gene bune. Îi dorim să crească sănătoasă, cu minte și înțeleaptă, să ne fie norocoasă, curajoasă și deșteaptă. Iar vouă, puteri și răbdare să o educați frumos. La această sărbătoare vă felicităm cu toți, vă dorim tot binele din lume. Dar cel mai important pentru mine e să fiți sănătoși, să aud doar noutăți bune și că sunteți fericiți și totul e bine. Sunt foarte bucuroasă de succesele voastre, am un băiat cu care mă mândresc. Ești muncitor și iubitor cu familia noastră, liniște în casa voastră vă doresc. Dragostea mea de mamă nu se compară cu nimic și desigur deja simt și dragostea de bunică. Din toată inima, dragii mei, vă felicit să crească mare și frumoasă nepoțica. De la mama Zinaida, surpriză, și vă rog o îmbrățișare. Sunt de multe aici puternice pe care le simt și vibrează așa și în sufletul meu foarte emoționant, frumos. Se simte o dragoste enormă între voi, să o păstrați, să o prețuiți. Iar Sofia este cea și va fi cea care vă va lega și va uni încă mai tare, așa, bunicuța? Așa, mă bucur foarte mult, bunicuța emoționată mi-a spus, vă rog frumos să redați așa cum simt eu dragostea mea pentru ei. Pentru tine, în primul rând, ți-a dat naștere, ești mama, este mama ta și ești băiatul ei. Și acum pentru nepoțic, e o dragoste care nu se poate explica în cuvinte, așa, doamna Zinaida? Și un cuvânt de mulțumire de la băiat mai întâi și apoi de la noră. Haideți să-l susținem cu aplauze, că el tot s-a trudit așa, s-a chinuit și tata. Mă iertat că am stat așa cu spatele. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Ia-ți și ieși. Stai, Elia.
astăzi deschidem două. Da, da. Au fost foarte... Da. A fost foarte emoționant. Eu... Am pus să zic. Ești timp, da. Mulțumesc. Vă iubesc. Vă iubesc. Bravo! Noi vă mulțumim foarte mult. Din partea noastră, dar și ținere. Să știți că o să fim mereu alături. Mulțumim că eu am redat în poezie, poate doriți dumneavoastră să mai adăugați ceva. Haideți, vă susținem cu aplauze, așa? Are emoții? Cum puteți dumneavoastră, așa ca o mamă și bunic? Că mult nu o să vorbesc, cât și sunt în suflet, s-o spus. Vreau să doresc să fie sănătoși, asta în primul rând. Prin ce dorere am trecut în viață, sigur că asta a rămas o formă, dar totuși sufletul meu are durerea care o are. Dar are și bucurie, fiindcă bucuria mea e nemărginită în cazul dat, că am ajuns până ziua de azi să-mi văd nepoții, ca să-i văd cât și sănătoși, să-i văd împreun. Principalul să fie sănătoși, fericiți și să margă drumul vieții cu clipii frumoase și cu oamenii dragi alături. Mulți ani și sănătate! Cu emoții puternici și cu glasul tremurând a vorbit mama și bunicuța, iar Sofia, dragă de ea, a ascultat. Eu mă uit, toată convorbirea noastră, conversația și poezia a ascultat. Va fi o fată foarte și este înțeleaptă. Va învăța bine la școală și vă veți mândri vieții, încă vă arată vouă și poate să fieți. Aplauze pentru Sofia, este foarte bravo și cu minte. Și acum, dragii mei, vreau să vă cânt câteva melodii, să facem veselie, asta trebuie, așa? Nu, asta fata e seama lui tata. Am înțeles eu deja, las că și mama e bravo, așa, și mama e bravo. Haideți să facem o horă frumoasă de sărbătoare. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim și vă invit pe toți aici și cu mătri și rude, părinți, oaspeți dragi, vă invit aici pe fiecare. Și chiuim așa cum la copacrie se chiuie, haideți! Eu cânt. Mulțumesc frumos, eu cânt, eu nu dansez în seara asta. Vă rog frumos, cine? Așa. Viață, viață, floare scurtă, dragă ești, dar tare scurtă, scurtă ești și trecătoare, și rău inima mătoare. Vai, Doamne, ce bine-ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, vai. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim și pentru Sofia chiuim o dată. Bravo! La mulți ani, prințesa mică, ia și să dansezi, iubește, bravo! Copilărie, tot așa ar vrea să fie, aș da lumea asta toată, ca să rămân tatea noastră tânără fată. Așa, vai Doamne ce bine-ar fi, dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, măi. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim. Și acum vă rog pentru părinți, pentru Victor și Tatiana, chiuim o dată! Să vă iubiți toată viața, sunteți minunați! Nu aș vrea să-mi fac păcate, Dumnezeu le dă viitoare. Fă ce vrei, Doamne, cu mine, dar să trăiesc voi mult și bine, măi! Vai, Doamne, ce bine-am fi,
și trecătoare, și rău inima mă doare. Vai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, mă. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, mă. Vai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, mă. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, și-ncă o dată chiuim. Văd și bunicuță tinere și frumoasă are Sofia. Am încurcat-o pe Cuscra, zic, și foarte mare e și așa, dar arăți gine foarte bine, dar Cuscra, zic, e, ai gene bune să știi că așa vei arăta și tu. Câți ani, ce vârstă aveți? Să nu se spune. Nu se spune. Ai gene bune, dragul meu, Victor, să te mândrești că ai avea o soție permanent tânără și frumoasă. Și tu frumos ca și mama. Și străbunici, așa, așa, ești ai tinere, așa, m-am înțeles, la sărbătoarea asta tinereța la putere. Dumneavoastră sunteți străbunicile, eu n-am înțeles, aplauze vă rog pentru străbunici, uitați-vă cât de bine arată, să fiți permanent așa tinere, frumoase, pline de putere și un exemplu pentru copiii voștri.